Mai sunt 2 zile în care elevii sălăjeni pot să se înscrie pentru a ocupa o funcție în cadrul Consiliului Elevilor. În fiecare unitate de învățământ va fi ales câte un lider, iar ulterior vor fi organizate alegeri la nivelul județului. Orice elev poate candida pentru una dintre funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar sau director al unuia dintre departamentele Consiliului Școlar din liceul său. Citez, până în data de 2 octombrie, inclusiv, elevii din școlile din județ își pot depune candidatura pe platforma suport a Consiliului Național al Elevilor pe www.edu.ro, urmând ca în perioada 3-7 octombrie 2015 aceștia să-și convingă colegii că sunt persoane potrivite care trebuie să-i reprezinte. Candidații trebuie să menționeze ceea ce recomandă, motivul pentru care vor să candideze, precum și o descriere a unui proiect în care au fost implicați. La finalul formularului, participanții vor redacta prioritățile lor în ceea ce privește reprezentarea colegilor. Am încheiat citatul, precizează Denisa Ligia Matei, președintele Consiliului Județean al Elevilor Sălaj. Pentru cei care vor să se implice în structură, fără a deține una dintre funcțiile de conducere, Consiliul Elevilor pune la dispoziție 4 departamente în cadrul cărora doritorii pot ocupa funcția de director, respectiv pentru comunicare și PR, avocatul elevului, programe de cultură, sport, educație și tineret, formare și educație non-formală. Pentru postul de director de departament, doritorii își vor realiza doar dosarul, fără a mai fi necesară depunerea aplicației pe platformă. Dosarele se vor preda membrilor din actualul Consiliu din propria școală. Din 2007, a noua generație urmează să vină ca să apere și să promoveze drepturile și interesele elevilor și să-și implice colegii în actul educațional, viața civică, socială și culturală.